Ca să înțelegi legătura între frică și agresivitate, trebuie să zic emoțiile, șirul de emoții din spate. Îmi dai voie, da? Te rog. Deci dacă mie mi-e frică, de exemplu, că nu sunt îndeajuns de bun, că mă compar cu tine, de exemplu, da? Și eu mie mi-e frică că nu sunt îndeajuns de bun. Mă simt nesigur. Când văd, nu știu, de exemplu, ce mașină ai, dau un exemplu, da? Mă simt nesigur când văd ce mașină ai. Atunci, în momentul în care mă simt nesigur, încep să mă agit și să mă gândesc, mă, dar cum pot să fac să am și o mașină ca Adi? Că dacă am și o mașină ca Adi, nu o să mai mă simt inferior lui. Și atunci încep să mă agit, să mă grăbesc, nu mai am răbdare să fac ceea ce fac, vorbesc despre niște proiecte viitoare, când o să am eu, când o să fac și așa mai departe. Dar după aceea văd că nu ai doar mașina foarte faină, văd că ești și inteligent ca om sau văd că, nu știu, ai și o situație familiară și așa mai departe. Eu continui să mă compar acolo în spate, încep să fiu invidios, încep să simt o oarecare stare de frustrare. Nu ajung încă la ură. Simt frustrare, invidie, deci se amestecă acolo, zic, mă, da, încep să devin mai îndârjit. Sau mai inversionat, să fac rost de bani ca să fiu și eu în aceeași situație ca tine. Nu știu, să am și eu o soție ca tine sau să am o situație familială la fel ca tine. Și atunci mă gândesc cum să fac și așa mai departe. Sau, pe cealaltă parte, încerc să te discreditez pe tine ca să-mi fie mai ușor să mă pot compara cu tine. Sau okay? Mai ușor. Da. Exact. Și atunci, dacă văd că și pe partea asta, și partea intelectuală, pe toate părțile, nu am nicio șansă, de fapt, chestia asta mă irită și chiar mă enervez. Și dacă avem o discuție, eu încep să fiu arogant cu tine. Pentru că aroganța, mândria în spate, merge mână-mână cu invidia și de fapt ascunde chestia reală ce e în spate. E o mască, da? Pe care eu o port. Corect. Bun. Și după ce sunt arogant... Salutări, oameni dragi, oameni frumoși și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Astăzi am un invitat, un om foarte inteligent și cult în același timp, un om cu experiență. Pe nume Florin Alexandru, la vârstă aici scrie tânăr, da? Deci este tânăr, vă pot confirma chestia asta. De profesie, atenție, analist comportamental, căsătorit, dar în prezent divorțat. Părinte, da? Bun, salut Florin și îți mulțumesc din suflet că ai venit să stăm de vorbă. Ce salut faci? Adrian, mersi și eu de invitație. Bine, bine și tânăr mereu. Bun, e nemaipomenit. Începem cu asta, da. Dacă ai ceva completări la profesie, știu că ai scos și niște cărți. Da, sunt analist comportamental, așa cum ai spus tu, și sunt expert în inteligență emoțională. De aici a început practic totul, ca ulterior să devin singurul român Poligman Associate. Poligman, dacă îl știi, este cel mai bun analist comportamental din lume, din punctul meu de vedere. Este cel ce a contribuit la filmul Inside Out, filmul acela cu emoții, Lie to Me, sunt niște seriale în care a fost nevoie de expertiza lui. Ce fac mai exact ca Poligman Associate? Practic studiez partea în care observ pe chipul și în comportamentul celorlalți minciuna. Adică când mint, cum mint și în ce fel mint. Practic sunt un fel de, să zic așa, detector de minciuni live, în persoană. Știu că odată mi-ai spus că tu ai fi putut să lucrezi și în poliție, în criminalistică. Dar aș putea intra și pe zona asta, dar nu e ceva ce mă interesează, pentru că eu totuși am un DC foarte fain acolo în spate. E de ceul meu și normal că e fain. Îmi doresc să ajut, îmi doresc să, ca oricare dintre noi, din ce știu, și tu provii cumva dintr-o situație în care cumva conjunctura familială nu îți permitea să-ți atingi potențialul. Ceea ce tu practic faci acum, îți atingi potențialul. Așa că ceea ce mie mi s-a întâmplat, fiind și eu într-o conjunctură de genul ăsta în care în familie nu aveam modele foarte clare să-mi exprim acest potențial foarte mare din mine și din tine, fiecare l-avem de fapt, e ceva comun. Eu de fapt asta îmi doresc. Îmi doresc de fapt să ajut orice copil, indiferent de loc, indiferent de zonă, indiferent de condiție materială, indiferent de condiție socială, indiferent de ceea ce se întâmplă în familia lui, să-și poată atinge potențialul. Evident că are nevoie de un coechipier, de un părinte care să-l susțină, care să înțeleagă de fapt despre ce vorbim și să-l susțină și să ducă procesul împreună cu el. Dar în principiu asta fac. Asta e de ceul meu, să ajut pe oricine, cine vrea să-și exprime potențialul, să o facă. Deci tu practic ți-ai transformat ca și a devenit pentru tine un scop
în a avea grijă de acei copii să mm-hmm. primească ceea ce tu cumva poate n-ai primit în exact, exact. Trecut. Și expertiza mea s-a dus doar pe direcția asta, pentru că dacă te uiți un pic la comportament, observi elemente ce cumva blochează acest potențial foarte mare. Fie că vorbim de traumele din copilărie, fie că vorbim de modelul de acasă, fie că vorbim de, exact, vorbim de emoții, adică ce îmi fac emoțiile, mai ales când mi-e frică, nu-mi dau voie să exprim ceea ce e în mine și în perspectivă, nu știu, fac să fug de mine sau fac să fug de niște situații ce cumva scot oportunitățile la vedere și atunci practic intru în zona asta și iau din punctul în care copilul începe cumva să își exprime personalitatea și îi livrez parte de emoții în care să înțeleagă emoțiile, cum se construiesc ele, facem acea parte în care învățăm cum să ne detașăm de emoții. Pentru că noi nu suntem de emoțiile noastre și nici gândurile noastre, chiar dacă așa pare, chiar dacă par că sunt ale noastre, sunt extrem de intime și așa mai departe. Sunt preluate din exterior, nu? Da, sunt practic niște programe ce generează emoții și gânduri pe care noi le trăim din nou și din nou. Iar noi nu știm cum, programe comportamentale, când zic programe, nu știm cum să le apucăm, nu știm cum să lucrăm cu ele, pentru că suntem prinși aici în malaxorul ăsta și nu vedem, nu putem să ne detașăm, să vedem de undeva din exterior, să înțelegem de fapt, ok, de ce nu sunt eu, de exemplu, de ce nu am eu o viață de succes, de ce nu am bani, de exemplu, sau de ce mi-e frică și am un complex mare de inferioritate, sau de ce nu accept acel job care pare extraordinar de bun și totuși mi-e frică să mă duc să lucrez acolo. Adică sunt foarte multe elemente de genul ăsta care blochează acest potențial din noi și noi nu-l știm, nu știm să-l traducem. Analistul comportamental asta face, de fapt. Vine, se uită puțin la poveste, la toată problema, adică cum a fost ea construită, copilăria, bineînțeles, cum decurge și care sunt efectele acum în prezent, observ practic programele comportamentale și îți dau soluții concrete, punctuale, clare, de cum să le depășești, cum să ieși din asta. Putem lua orice exemplu. Uite, hai să vorbim de mine, că tu m-ai analizat, nu mi-am mai văzut în trecut. Da. Ție ți pare un om, eu, cel de astăzi, care sunt afectat de traumele mele din trecut? Sau pot spune dacă am avut traume și astăzi mă afectează? E clar că ai avut, doar că ce ai făcut tu cu ele, le-ai folosit pe post de rezervor, de combustibil, dacă vrei, în drumul tău. Adică traumele tale, se văd, cum să zic, noi avem cumva imprimat pe chipul nostru și pe forma corpului nostru traumele și ele se văd efectiv, adică se pot vedea, sunt la vedere cumva. Și aproape pe fiecare om le poți vedea, fie că e puțin cocoșat, fie că, nu știu, stă cu capul într-o parte, fie că are o privire fixă, fie... Sunt tot felul de detalii ce demonstrează chestia asta, fie că nu se poate uita în ochii tăi și așa mai departe. Foarte multe exemple, doar că în momentul în care le vezi trebuie să fii foarte atent cumva de unde pleacă și care e construcția, adică să nu fii subiectiv în a interpreta, în a face o analogie referitor la o postură, de exemplu. Da, uite, stai acum așa. Înseamnă că poate ai fost pus în analiză și acum cumva te aperi, știi, ca idee. Deci sunt foarte multe elemente care spun ceva. Da, da, da. Uite, vreau și ce ziceam e că tu practic ai luat traumele tale din copilărie și le-ai transformat în motiv pentru a-ți depăși condiția. Și tu practic energia aia, substanța aia, nu știu, spune-i cum vrei tu, cea care îți dă motivația intrinsecă, se trage tocmai de acolo, din spate. Dar sunt mulți oamenii de genul acesta care au puterea să se folosească de propriile traume în sensul pozitiv. Mm-hmm. Pentru că mulți se lasă conduși și afectează deciziile din prezent și se duc în jos. Din păcate foarte puțini. Foarte puțini pentru că instinctual noi nu suntem construiți să vedem lucrurile astea și să ne facem ceea ce ai făcut tu. Noi instinctual suntem să stăm în acele frici, să nu ne exprimăm potențialul, să fim mediocri pe scurt, să stăm în zona aia de confort mai tot timpul. Ceea ce totuși la tine a fost diferit și sunt sigur că, deci confirmă în practic, pentru că chestia asta n-ar trebui să o știu. De exemplu, cineva a avut încredere în tine și te-a susținut. Cineva din familie. În felul în care el a făcut-o. Sau ea a făcut-o. E un vorba de un el, clar, da? Să zic tata. Tatăl tău. De bunicii mei care au făcut diferențe mari între mine și fratele meu. Ok. Dacă cineva te-a susținut, acea persoană care te-a susținut cumva a fost ea însă și un model în care tu ai luat ceea ce ție ți-a plăcut și cum ți-a plăcut din toată povestea asta. Iar ceea ce ai luat de acolo a reprezentat pe tine o regulă de aur cumva pe care tu te-ai ținut de ea și te-ai dus înainte și știai cumva că indiferent de situație, tu până la urmă vei reuși dacă faci doar chestia aia și ai fost obsedat de chestia aia, așa e? Da, tata s-a luptat foarte mult timp pentru un spațiu comercial. La 12 ani s-a judecat și
tot timpul îl vedeam când pierdea la tribunal, mm-hmm, și venea și cu actele acasă și nervos și, mm-hmm, și suspina. Și, mm-hmm, și îi spuneam, lasă domnule, aia e. Și perseverența lui și în final l-a câștigat după asta 12 ani. Asta e calitatea de fapt, îndârjirea asta pe care l-a avut-o. De fapt asta e preluatul. Faptul că el era îndârjit și continua și continua pentru că el credea în el. Pentru că știi că până la urmă reușești dacă tu insiști unde ai ajuns de mult. Tatăl tău asta ți-a arătat. Și da, asta da, e calitatea aia senzațională. Uite, vezi cumva, ține și de noi ce preluăm. Adică tata a fost și genul care de frică ne bătea cu cureaua și pe mine și pe fratele meu. Na, el a trăit în Plumbuita, în țigănie. Adică nu m-am legat de chestiile alea. Sau, dar cumva el a anulat toate bătăile. Pentru că la o oră după ce se întâmplau acele bătăi, venea și îi părea rău și ne iubea, ne îmbrățișea, știi? Și cred că cumva de asta a anulat, pentru că eu îl divinizez pe tata și pe mama, dar, știi? Nu mi-au rămas în cap bătăile sau înjurăturile. Deci cumva de unde avem capacitatea asta? Intrăm într-un domeniu, nu știu, poate să fie, crezi în reîncarnare? Sincer să fiu, m-aș opri un pic la altceva care... Da, ea există, să zicem, dar nu e o chestie care poate fi demonstrată și cât timp suntem aici pe pământ, de ce n-am vorbit numai de lucrurile care le putem vedea și le putem simți, știi? Cam asta e povestea. Să intru direct aici, zice așa, tatăl tău practic era o persoană ce te bătea la propriu, era un abuz fizic și emoțional, bineînțeles, dar eu cred că era doar abuz fizic. Pentru că emoțional el dacă vă iubea, chiar dacă el era nervos, el nu făcea din inimă și atunci tu practic te conectai cu el, simțeai de fapt chestia aia care era acolo prezentă și atunci tu practic nu intrai pe povestea clasică de traumă, de fapt ce se construiește din abuz emoțional. Abuzul emoțional nefiind prezent, doar abuzul fizic nu a contat foarte mult, chiar dacă ți-o luai cumva pe românește. Da. Ai observat că foarte multe persoane zic, ce dacă mă bătea tata? Ce dacă mă bătea mama când eram copil? Foarte multe persoane între cele care spun una ca asta nu conștientizează de fapt că orice abuz ca formă, dacă este doar fizic, nu e important. Dacă este și abuz emoțional, două secunde, că și aici e o ghilimele, adică nu că nu e important ca și când nu ar exista, că nu e normal să ne batem copiii, o aberație la propriu. Pentru că dacă ar veni alți oameni și ne-ar bate pe noi, ar fi grav. Am chemat poliția, am face scandal, copiii nu poate să facă asta și totuși noi nu facem nimic. Știi, copilul stă, tace pentru că el are nevoie de iubirea de la părinte și atunci rabdă chestiile astea. Acum întorcându-mă, în momentul în care acea persoană spune că a fost bătută și a prins bine, a fost pentru că nu a fost abuz emoțional, a fost doar abuz fizic. Adică și-a luat doar bătaie pe românește. Dacă era și abuz emoțional, adică părintele cu ură, cu nervozitate, cu agresivitate făcea acea, îl bătea pe copil, el simțea. Și atunci era așa părea trauma. Da. Bun, știu că ai scris o carte, copilul tău e un geniu, nu? Copilul tău este un geniu, da. Doar cartea ai scris-o sau unde pot găsi oamenii? Unde? Ai pagini pe Facebook? Sau poți să spui ca să... Cartea Copilul tău este un geniu, am scris-o cu profesorul Florian Colceag. Am scris-o acum 2016 mai exact cartea și exact confirmă credința clară că noi toți avem un potențial imens. Și de fapt despre asta e vorba în linii mari, doar că modul în care poziționăm acest potențial este unul cumva ce a construit un mit de genul geniu te naști, geniu nu poți fi și așa mai departe. Dar a-ți exprima potențialul înseamnă tocmai a da tot ceea ce poți pe direcția pe care tu îți dorești în fiecare clipă când faci chestia asta. Asta înseamnă tot. Și fiecare în parte, dacă Einstein a făcut chestia asta pe un anumit segment sau Newton pe un altul, sau Michelangelo pe un altul, de fapt ea asta au făcut. Au dat tot ce s-a putut în clipa aia, s-au conectat cu totul, cu ceea ce făceau și exprimau potențial. Asta noi toți putem să o facem. Asta nu înseamnă că trebuie să fim genii în formatul acela în care presa media a creat genialitatea. Ci asta înseamnă doar să ne exprimăm potențialul. Asta e în noi și putem toți să o facem. Și exact asta am expus în cartea Copilul tău este un geniu și m-am ocupat cumva de ceea ce stă în fața, să zic așa, a piedicilor, barierelor. Cu cartea asta am început și am fondat și comunitatea Ticabu, o comunitate de părinți pentru o comunitate mare pentru părinți, iar cartea se găsește pe ticabu.ro, ticabu când zic T-I-K-A-B-O-O, de specificat.ro. Este o comunitate foarte mare, este construită tot așa din 2015, am construit această comunitate, deci au trecut ceva ani. Și pe florinalexandru.ro, materialele pe care le fac parte de analiză comportamentală. Deci puteți intra și puteți găsi cartea acolo. Bun, deci tu analist comportamental, de câți ani practici? Asta, de, nu știu cum sună asta, dintotdeauna.
Pentru că în momentul în care ești interesat de nevoi, cumva, fără să știi, construiești partea asta. Din punct de vedere profesional, strict partea în care a venit diploma, dacă vorbim despre asta, din 2016 mai exact. Ce aș menționa foarte clar la partea asta este că în momentul în care înțelegi de fapt ce anume ne mână, ce anume ne face, ne determină să alergăm toată ziua, nu știu, să facem chestii, să faci podcastul ăsta, de exemplu, sau să, nu știu, să scrii o carte sau să te împrietenești cu alte persoane, chestia aia e o nevoie la bază. O nevoie pe care dacă o înțelegi care e structura ei, cum se manifestă cap-coadă, îți înțelegi tot comportamentul. Adică tot ceea ce vedem noi aici în față, comportament, faptul că dau eu din mâini, gesticulez, este cumva un efect a modului în care se manifestă cap-coadă, nevoia din spate, poziționarea față de chestia asta, dorința, emoția, gândul și așa mai departe. E un complex acolo, de un instrument mare, de fapt, care generează acest comportament. Bun. Acum, întrebarea mea... Uh-huh. Ar suna cam așa. Tu, care știi să citești omul, e de ajuns să, nu știu, să ridice sprânceana sau să se scarpine la ureche și tu îți dai seama de anumite chestii, nu? Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ce s-a întâmplat în căsnicia ta? De ce n-au mers lucrurile? De ce n-ai știut să, mm-hmm, să previi anumite chestii? Mm-hmm. Că tu ești foarte, te bazezi mult pe comunicare, mm-hmm, și pe... Mm-hmm. Ceea ce e important de spus este că îți dai seama de chestiile astea când e un context dat. Adică totul ține de context. Nu poți să vezi pe stradă că cineva se scarpină la nas și tu să tragi o concluzie. Nu are niciun sens. Nu. Adică trebuie să vorbești cu el, să înțelegi de fapt care e zona în care devine sensibilă, că practic mâncărimea la nas, de exemplu, este ceva ce te irită. Și atunci în momentul în care apare chestia asta, e ceva ce nu-ți place. Și atunci, din punct de vedere comportamental, eu știu că tocmai intru într-o zonă sensibilă. Dacă continui să spun întrebări, s-ar putea să mă apropii foarte mult de ceea ce reprezintă adevărul. Prin eliminare, da? Prin deducție, logică. Bun, acum, chestia, partea cu familia, în momentul în care ești acolo, ui să fii de analist comportamental, că nu mai ai cum. Ca ești și implicat, cu medicul care nu poate să opereze, nu? Exact, da. Ești implicat, ești cu totul acolo, e cu totul altă poveste, nu mai ești tu cel care analizează comportamentul, ci ești cu totul prins acolo și e foarte bine să renunți la partea asta, cu totul. De fapt, chiar e recomandabil să facem asta. Acum, a spune totuși că divorțul a fost înainte de perioada când m-am reinventat, pentru că e prima viață și viața de după, chiar am scris o carte apropo despre asta, Magia despărțirii, zice, cărții astea, pentru că de fapt am vrut să arăt că o criza asta de viață, pentru că la mine a fost o criză cruntă, a fost o imensă oportunitate în care m-am reinventat cap-coadă. Și din momentul acela, practic, am început cu adevărat să trăiesc. Dar am avut nevoie de un șoc când a ajuns de mare, încât să încep să fiu onest cu mine, încep să nu mai mă mint pe mine. Și chestia asta s-a întâmplat înainte, partea de divorț. Pentru că am fost, a zice așa pe scurt, adică să nu intru în toată povestea asta, noi suntem programați să nu avem relații împlinite. Noi suntem programați să avem... Să zic că niște relații bazate pe o formă de iubire condiționată. Îți dau, îmi dai. Cam asta e povestea relației. În momentul în care asta se întâmplă, cumva noi nu ne bucurăm cu adevărat de relații. Nu trăim cu adevărat, pentru că atașamentele respective care sunt formate în relație sunt tot timpul condiționate de ceea ce vei primi. Ceea ce înseamnă că e o așteptare acolo, dacă mergi acasă, de exemplu, și aștept să fii îmbrățișat de soția ta, da? Și ea poate a avut o zi proastă sau tocmai, nu știu, unul dintre copiii tăi a făcut o chestie și e supărată din cauza asta. Nu-i vine să vină, nu are cumva energia necesară să vină să te ia în brațe. Vrea să stea puțin cu ea, să-și revină, să se calmeze și așa mai departe. Ei, noi interpretăm chestia asta. Păi nu m-ai luat în brațe. Ce se întâmplă? Ok, hai să stau să caut, oare mă mai iubește? Ce se întâmplă? De ce una acasă? Și așa mai departe. Adică, bineînțeles că nu vorbesc doar de un singur gest. Ar trebui să fie un cumul de gesturi care cumva să începi să spui întrebări. Și să nu ai curajul să o întrebi. Ok, dar ce e cu tine? De ce te comporți așa și așa mai departe? Și atunci apar tot felul de întrebări. Cam asta e povestea. De fapt, noi... Eu am ajuns în povestea asta pentru că interpretam foarte mult, nu înțelegeam ce se întâmplă, nu înțelegeam de fapt că scenariul de viață al meu și scenariul de viață al ei. Când zic scenariul de viață, vorbesc de povestea aceea, modul în care noi am fost programați parental, social și așa mai departe. Și practic noi avem cumva, chiar dacă pare
o informație de asta din altă poveste, avem cumva elementele principale din viață programate de-a lungul vieții. Nu e chiar tot întâmplător, știi, de acolo și karma și așa mai departe. Adică sunt cumva legate noțiunile acestea. Și atunci, eu practic având cu Gabi, mama fiului meu, având acest scenariu de viață cumva complementar, noi cumva trebuia să ajungem în punctul în care sperând să ne facem rău unui altuia. Am fost eu primul cel care am făcut rău, după care, bineînțeles, a fost ea, pentru că a fost normal, a fost ca un gest reflex, a zice, pentru că a funcționat pe instinct. Și la un moment dat a dat pe afară toată povestea asta, pentru că niciunul nu mai eram fericit, eram la propriu foarte stresați, eram nefericit la propriu în relație. Și că a venit cumva și divorțul, dar a venit cumva ca un lucru absolut normal și natural. Și dorit de amândoi. Nu a fost dorit de mine. Nu, că tocmai aici a criza. Pentru că eu asta îmi doream familie, îmi doream să mă bucur și așa mai departe. Și practic n-am înțeles cum s-a putut întâmpla una ca asta și n-am acceptat o perioadă până am avut o depresie cruntă, genul acela de depresie în care te întrebi oare eu de ce mai trăiesc, ce caut aici. Da, a fost cruntă. Și la momentul în care mi-am dat seama de fapt, atunci am început să accept, atunci am dat drumul cumva că a apărut așa de nicăieri când eram în punctul ăla de jos, a apărut așa de nicăieri speranța că de fapt dacă emoțiile mele mă pot răni în halul acela și poate să-mi ofere atât de o așa mare durere, m-a întrebat, ok, dar oare în sens invers ce poate să-mi ofere emoțiile astea? Și mi-am dat seama de toată povestea asta și practic de acolo a început totul, din clipa aia, pentru că am fost un autodidact convins, vreau să zic că circa 2 ani de zile am învățat cam tot ceea ce se putea și mi-am dat seama că nu mai am de unde să învăț, că nu mai există informație cumva. Și așa a urmat specializările și restul studiu direct cu... Dar la câți ani te-ai însurat? La 20 și, dar de fapt, eu eram în relația respectivă de la 21. Nunta a fost făcută la 27 sau 28. Oricum, relațiile începute în adolescență. Eu am materiale în care spun că șansele sunt minime ca să existe continuitate. Și mulți sar și zic că reduc natalitatea, ceea ce e stupid. Uh-huh. Doar că, vezi, eu am citit, știi bine, am citit 2 cărți în viața mea. Uh-huh. Eu nu sunt un om cult sau elevat. Uh-huh. Dar simt foarte multe lucruri și, uh-huh, și mi-am dat seama că dacă noi luăm niște decizii pe termen lung, bazându-ne pe ce simțim astăzi și mai ales tu să fii adolescent astăzi, șansele sunt minime pentru că noi ne schimbăm. Dacă eu mă îndrăgostesc de o femeie, nu putem vorbi de iubire. Din punctul meu de vedere, iubirea nu există la 19, 20, 22 de ani. N-are cum. Vorbim de dorință carnală. De îndrăgostire. E un barter. Da. De fluturaș. Exact. Uh-huh. Și în momentul în care eu mă însor, da, la 22 și are 20, nu există educație în sensul ăsta. Ce înseamnă viața de familie, responsabilitățile, nu am nici maturitatea necesară, că e logic, n-am experiențe și dureri și lacrimi și așa mai departe. Când ea rămâne gravidă și cheltuielile fixe lunare sunt depășite față de cât câștig eu, că eu rămân singurul care câștigă, ea nu mai arată suplu, rujată, aranjată. Are și niște mini-depresii. Vin acasă, ea îmi răspunde într-un fel. Eu mă enervez. Nu mai mă pot vedea cu prietenii la o bere sau să stăm cum stăteam serile. Și iată cum la un an, doi, când apare și dorința de nou, pentru că e logic o să-ți placă alte femei și așa mai departe, eu de asta zic, eu pun foarte multe logică și de asta zic, bă, nu vă grăbiți. Relațiile în adolescență au menirea să scoată greșelile, cum să zic eu, la exterior. Și indicat ar fi la ce timpuri trăim să fie după 30 de ani, cel puțin la bărbați. Fetele sunt cumva mai mature, da. Mai mature, dar sunt forțate de, din punct de vedere medical, cam pe la 27-28 să facă un copil. Așa văd eu, nu știu, din, știi? Pormă, na, șansele scad să iasă un copil sănătos. Poate fi chestia asta o greșeală, greșeala pe care ai făcut-o prin faptul că... Nu e o greșeală, Adi, pentru că orice formă de extremă pe care noi o atingem în viață... E un pas spre evoluție. E, da, exact. Da, e, depinde de cum, din ce de perspectivă, da. De fapt, orice problemă mare pe care noi am avea sau criză de viață e, de fapt, pentru noi. E un cadou, de fapt, pe care noi, inconștienți, ne-l facem nouă înșine. Că nu se mai poate așa. Și acum, de ce zice... Ai spus mai devreme că foarte mulți nu sunt de acord cu tine. Păi e normal să fie așa, pentru că tu, atunci când ești îndrăgostit, ai privirea con, toți... hormonii cap-coadă din corpul tău sunt doar pe o singură direcție
Și dacă tu vii și contești chestia aia ce se simte atunci și se simte în tot corpul ca și când ceva extraordinar de pe afară, e normal că e foarte greșit ceea ce spui tu. Adică e o chestie instinctuală și noi reacționăm la ea. Da, flutura și întregul cu organismul, practic noi nu mai vedem, nu mai auzim, nu mai vedem lucrurile real. Noi le vedem doar dintr-o singură perspectivă. De aceea foarte multe defecte, cu ghilimele de rigoare, că de fapt nu există defecte, ies la suprafață de-abia după ce trece perioada de îndrăgostire, care în mod normal depinde de situație, durează între 6 și 18 luni. Da, astea sunt cazurile rare, 18 luni. Da, foarte rare, într-adevăr, pentru că de cele mai multe ori se termină repede. Dar nu vorbesc, pentru că știi, îndrăgostirea e un proces. Nu e așa cum o vedem noi, că nu așa. Într-adevăr, se întâmplă foarte repede, adică urmează așa o pantă ascendentă foarte clară pe un grafic, iar după aceea ea încet, 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 încet revine la normal, dar după ceva vreme, depinde de conjunctură, de situație și așa mai departe. Și atunci e un proces acolo, un proces în care, nu știu, îți place cum miroase fata respectivă, cum gândește, gestul, cum o mimica, simți. Da. E un complex acolo de toate care cumva îți spun ție că e persoana potrivită de care să te îndrăgostești. Corpul tău reacționează și el la fel și apare cumva un dans acolo între cele două persoane, dar din punct de vedere comportamental este doar strict efectul hormonal. Corpurile fizice ale noastre se îndrăgostesc. Noi a zice că nu ne îndrăgostim, pentru că ăsta e un paradox, nu avem de ce să ne îndrăgostim, că deja suntem îndrăgostiți cumva. Nu zic de bărbați, nu. Noi și femeia și bărbatul, că nu e de fapt, da, nicio diferență între noi. Suntem deja îndrăgostiți și nu avem nevoie neapărat de asta, dar pentru evoluție, pentru ceea ce suntem noi construiți, pentru ceea ce suntem de sute de mii de ani, avem nevoie practic de îndrăgostire. Pentru că dacă ai observat, ea se întâmplă cumva, are un ciclu foarte clar, undeva la 2 ani apare din nou, undeva la 2 ani apare din nou, sau ținând cont de vremuri ne-am grăbit, scurtăm ciclul ăsta, dar în trecut așa era. Și undeva la 2 ani noi facem câte un copil, de aceea adesea vedem în familii copii care diferența între ei este de 2-2-2. De exemplu. De ce? Pentru că exact acest ciclu a fost păstrat și a fost păstrat încă din perioada în care trăiam în triburi. Și ne-am trăit foarte multă vreme în triburi și de acolo avem foarte, foarte multe comportamente, printre care și acesta ca idee. Deci, până la urmă, cum ai defini iubire? Faină întrebare. A zice așa, în primul rând, iubirea este cam modul nostru natural de a fi. Dacă ar fi să dăm la o parte ceea ce cumva trăim zi de zi, partea asta care o vedem zi de zi. Pe cealaltă parte, în modul în care noi trăim acum în clipa asta, noi nu manifestăm la propriu iubire așa cum e, ci manifestăm mai degrabă ceea ce am învățat să facem, și anume o nevoie de iubire. Adică am transformat iubirea pură, așa frumoasă, cum e și cum o vedem la copii sau cum o vedem la un cățel. Ai văzut un cățel cum vine și te iubește, dă din coadă. Da, exact, fără nicio poveste. Am transformat iubirea din asta într-o nevoie de iubire. Îți dau un exemplu. În momentul în care ești pe stradă, nu știu, și ești văzut de către o posibilă parteneră, comportamentul tău se schimbă instinctual, fără să conștientizezi, pentru că tocmai ai primit atenție de la cineva ce poate fi o posibilă parteneră. Pradă. Da. Devii prădător. Exact. Fără să-ți dai seama, în momentul în care respectiva persoană, nu știi, interacționezi cu ea, de exemplu, ea începe să-ți valideze comportarea, să fie de acord cu ceea ce face. Semn că zice, da, fine, perfect match, hai să continuăm jocul, dansul ăsta, știi? Și apare validarea, chiar îți apreciază gesturile, dar o face foarte subtil, doar tu înțelegi, pentru că doar tu vezi, ceilalți nu sunt interesați de dansul vostru, da? După care, bineînțeles, asta se poate întâmpla și cu soția ta, asta se înțeleagă foarte clar, da? Bun. Apoi, după ce apare partea asta de apreciere, urmează, te simți acceptat, dar în sensul în care intri în zona, în spațiu intim. De exemplu, spațiu intim la americani, undeva la vreo 90 de centimetri, un cerc în jurul nostru. La noi, la europeni, la românul european, a zice, 60 centimetri, pentru că noi am stat la cozi. Și stând la cozi, am cam intrat unul în spațiu celular. Da. În Asia e și mai mic, pentru că e suprapopulată Asia și spațiul personal intim e mult mai mic. Iubesc spațiul, da. Da, exact. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, practic simți să accepti persoana cealaltă și cumva intri în spațiu intim. Dar o faci natural, fără niciun efort, ca și când... Cu acceptarea ei.
e cumva se înțelege de la sine un joc acolo în care tu simți efectiv că chestia asta e acolo, e prezentă și atunci intri în spațiul respectiv intim, urmează afecțiunea, îmbrățișarea, sărutul și așa mai departe, chiar partea sexuală și bineînțeles în timp ce se întâmplă toate astea apare și conectarea. Ei, când ajungem la conectare, de fapt două persoane s-au conectat. Dacă ar fi să vorbim de acea iubire pură, în momentul în care un câine vine și te iubește, de exemplu, fără să-ți dai seama, îl mângâi și așa mai departe, arăți afecțiune, dar în același timp te și conectezi cu el. Și simți bucuria aia lui și tu ești și tu acolo și începi să-l iubești în aceeași măsură. Sau cu propriul copil. Exact asta se întâmplă. De fapt, conectarea este cumva, dacă vrei, iubirea pură de care noi vorbim de cel mai multe ori. Uite cum am perceput eu. Eu cred că iubirea vine mult mai târziu, chiar odată ajungi la maturitate. Ca să trăiești iubirea, trebuie să ajungi în punctul în care tu renunți la tine. Nu mai ai acel egoism interior pe care cu toții îl avem. Da, ego și așa mai departe. Nu mai vrei să fii tu tot timpul primul. Și începi să trăiești pentru persoana de lângă tine, să iei din greutăți departe. E, să zic că eu merg într-un târg de animale și văd un cățeluș. Și le iau așa și zic, Doamne, de ce îl iubesc? Mor! Nu, e o iluzie. Aia nu e iubire, nu e dragoste la prima vedere. N-are cum să existe dragoste la prima vedere. Este o plăcere pentru ambalaj. Că vorbim de un cățeluș sau de o femeie. Sunt lucruri diferite puțin, dar la bază comportamental funcționează la fel. Ca și formă de ceea ce se întâmplă în noi. Dar acum, noi nu vorbim de falsitatea gestului în care tu intri în poveste și zici, uite ce cățel drăguț. Nu, dar chiar îmi place, deci aspectul fizic cum arată. A, da, ok, ai spus acum, stai puțin, vorbești de plăcerea de a vedea forma lui. Da, pe totul pleacă de la... Dar eu vorbesc de câinele tău. Câinele care, de exemplu, în fiecare zi te întâlnești cu el, în fiecare zi te saluți cu el. Asta da. Eu și te conectezi cu el, am înțeles ce spui acum. Da, deci aici suntem în altă direcție, nu? Da, nu, asta e o altă, că vreau să chestia asta, să mă confirm sau să nu. Deci, n-are cum să existe dragoste la prima vedere. E plăcere față de cum arată și e bun. Și bucuria pe care o simți și așa mai departe. Dar ca să ajungi la iubire și ajung la ceea ce spui tu. Tati, trebuie să petreci timp cu acel cățeluș. Corect, să fi trecut prin greu cu el, să fi fost aproape de moarte și te-ai fugit repede cu el la doctor și se uita în ochii tăi și te-ai trezit dimineața, seara, când te duceai la toaletă. Niște probleme, într-adevăr. Atunci vorbim de iubire. N-ai cum din prima atunci când... Nu merge. Asta e îndrăgostirea, de fapt. Da, îndrăgostirea, exact. Vreau să mă întorc un pic la nevoia de iubire, Adi, pentru că dacă faci o paralelă între ce am spus mai devreme cu cei 6 pași pe care am spus atenție, validare, apreciere, acceptare, respectiv afecțiune și conectare, mergem în copilărie. Și dacă te uiți în copilărie, lucrurile au stat cam așa. În prima fază, ca să primim iubire de la mama noastră, noi ce făceam? Căutam atenție, făceam câte o prostie sau nu neapărat, dar încercam să fim tot timpul în rază ei vizuală. Și ne uitam adesea. Ai văzut copiii tot timpul că se uită după mamă să vadă dacă îi văd? Da. Bun. Chestia asta o fac ca să primească, să vadă în primul rând dacă atenția mamei e asupra lor. Și apoi vor pentru validare și apreciere. Pentru că ei, de fapt, în plin proces, când se joacă, noi avem această nevoie de iubire să fie satisfăcută ca și copii. Pentru că e dependența față de părinte, de adult, de mamă, în mod special. Și în momentul în care vedeam că mama ne vede, ne valida comportamentul. Adică validarea respectivă nu trebuie să fie neapărat un gest, dar nici să nu fie partea cealaltă în care să apară atenționarea sau critica. Nu mai faci aia, nu faci bine. Că atunci e lipsă validare și tu știi din punct de vedere comportamental că nu mai trebuie să faci lucrul ăla. Și atunci, mama îți valida comportamentul, după care, bravo Florin, ai făcut foarte bine ce ai făcut, urma aprecierea, asta presupunea că mă simțeam acceptat, mergeam la ea să mă ia în brațe, să mă țină și mă conectam cu ea. Și eu, în practic, mă satisfăceam așa nevoia de iubire. Și practic eu ce spun acum, e o formă în care din copilărie nevoia asta de iubire se manifestă ca persoane adulte. Exact în aceeași formă, în aceeași pași, doar că ceea ce vedem noi sunt gesturile care s-au schimbat. Din îmbrățișarea mamei înseamnă îmbrățișarea partenerei. Din conectarea cu mama înseamnă conectarea cu partenera, pentru că orientarea noastră e naturală să fie spre propria familie după la un moment dat. Răceala mamei, răceala partenerii. Exact. Și așa mai departe. Și momentul în care tu intri într-o relație, fără să știi, intri cu aceeași răceală, de cam profit acum de ocazie, intri cu persoana care are aceeași răceală pe care o are și mama ta. Chiar dacă nu se vede direct. Și tu practic copiezi și iei același lucru. Și poate nu la început, când dai totul ca să obții la respectivă, când începi să fii natural, să fii cel tu. Atunci nu se vede. Pentru că tu la început ce se întâmplă? Apar hormonii,
Da, și da, păi te asta dau zic. Peste cap, ești da, așa da, da. Și nu se vede nimic acolo. Păi nu, nu, atunci dar nu. Dar după aceea încep să zici, wow, îmi vorbești ca mama. Da, păi când se consumă hormonii și încep să fii tu cel real și încep să iasă defectele, ies și comportamentele mamei și așa mai departe. Și absolut normal să fie așa, absolut normal. Da, bun, uite, eu de exemplu, tu ai intrat pe TikTok? Mhm. De vreo lună, nu, circa două luni, eu am început să, știi că de 7-8 ani eu promovez acele principii sănătoase pe care eu am luptat pentru ele și, bine și așa faci, mai departe. Da, foarte bine. Și pe TikTok am văzut că există foarte multă, cum să zic eu, foarte multe exemple negative. Vorbim așa de este, da. Tineri, băieți, șmecheri, nume, spate, clanuri. Au apărut, sunt niște dueluri, le știi? Nu știu. Nu știu. Deci e ca și cum tu intri în live, noi ne vorbim, da, eu intru în live și deasupra noastră apare o bandă, 4 minute. Așa, da. Da? Tu ai comunitatea ta, eu am comunitatea mea. Și ne spunem așa, băi, dacă pierzi tu, arunci un televizor la etajul 8. Sau, dacă pierd eu, și eu sunt fată, da, tu zici, iei clanța în gură și mimezi un sex oral. A, ok. Deci a, okay. E prăpăd. Deci, niște extreme okay. Deci okay. Este prăpăd. Multe scandaluri regizate între ei, da, înjurături de morți, de copii, de... Asta se întâmplă pe TikTok. Da, da, dacă ai petrece timp, ai vedea. Bun, ce se întâmplă? Eu acum nu am crescut niciodată prin scandaluri, dar în momentul în care văd ceva nedrept și așa mai departe, simt nevoia să intervin, ca și firea mea. Bun, haterii... Întotdeauna sunt acei oameni care vorbesc din frustrări. Și eu acum am intrat în altercație cu câțiva dintre acești băieți. Dar eu n-am făcut-o cu răutate. Și fiind un om foarte direct și mă știi, am zis, prietene, voi sunteți niște exemple negative care nu țineți cont că foarte mulți copii nu au parte de ambii părinți și v-ați vândut pentru bani. Pentru că cumva sunt și niște milionari băgați care i-au plătit în aceste dueluri ca să câștige tot timpul și să ajungă în top. Și atunci ei nu mai țin cont de nimic. Și eu am venit, bine, probabil că am greșit prin agresivitatea mea verbală sau prin modul meu prea direct. Și am spus, tu ești pervers, ești marionetă și te-ai vândut pentru bani. Asta pentru mine înseamnă că ești un om slab. În momentul în care renunți la principii și nu mai ții cont că sunt și alți copii, doar pentru că pe al tău îl protejezi și nu-l lași să intre pe TikTok, tu ești un om prefăcut. Adică în live-ul trecut mă înveleai și că da, domnule, că e bine ce faci, după care pe alte live-uri când erai cu ei în gașcă, ce vine domnule Niculescu să ne învețe să facă, știi? Și eu le-am spus-o în față. Se înjură foarte mult și acum vreau să, nu știu, să mă convingi pe mine, să-mi zici, bă, greșești, nu ai dreptate, da sau nu. Te rog eu, fă-ne caracterizarea omului care jignește, pentru că se pare... Că trăim timpul în care fetele au ajuns să aprecieze și, atenție, să vadă ca pe un act de sinceritate. Dă-l mă naibii că e sincer, uite ce bine le zice. Prin faptul că și vorbești, cum să zic, vorbesc foarte urât. Da, vulgar. Cum ai caracteriza omul vulgar? Nu neapărat bărbatul vulgar. Am și înțeles, femeia am vulgar. Contează, da, da. Da, am ce semnifică? În primul rând, tu ești acolo și întotdeauna, eu când m-am uitat prima dată la tine... Am văzut în spate chestia pe care tu o faci și anume faptul că tu prin modul tău, prin felul tău de a face, tu practic oferi educație. Felul tău. Și asta e minunat. Pentru că oferi educație într-o zonă în care nu se oferă educație. Și cumva eu zic că tu era nevoie ca tu să fii în zona aia și chestia asta e de apreciat. Probabil unii o apreciază, unii nu. Da? Și mai ales dacă le spui lucrurilor pe nume, clar nu apreciază chestia asta. Și sunt mai multe motive acolo. Prima chestie este că în momentul în care o persoană este vulgară, asta e normalitatea lui. Adică în momentul în care el vorbește cu el însuși, se înjură probabil în propriul lui dialog interior. Sau așa a trăit și mai tot timpul a fost înjurat el fiind copil. Sau a auzit scandale între părinți și bineînțeles că s-a întâmplat asta. Practic el face ceea ce a învățat să facă. Instinctual el replică același comportament. În momentul în care tu ai intrat acolo și ai fost agresiv, tu ai vorbit pe limba lui. Dar fără să înjur, am ridicat tonul. Nu contează, nu contează. Nu contează pentru că ce se întâmplă? Eu nu mă conectez când vorbesc cu cineva, pentru mine semnificația cuvintelor e foarte mică, 7%, 10%, da, maxim. Dar la ce mă conectez eu, mă conectez la intonația pe care tu o ai, la tonalitatea ta.
Și atunci dacă tu ești o persoană calmă și vorbești calm și așa mai departe, eu nu am cum să mă cer, de exemplu, cu tine dacă eu tot, cu toate că tu, de exemplu, nu știu, mi-ai tăiat calea în trafic și eu am, vreau să mă cer cu tine neapărat, da? Tu ești din mașină și în momentul în care ești din mașină îmi cer scuze, n-a fost intenționat și vorbești foarte calm. Eu țip la tine, da? Strig la tine. Dar tu dacă vorbești foarte calm, eu nu am cum să mă cer cu tine. Pentru că eu intru într-un ring, mă aștept să vii și tu în ring, eu fac tot posibil ca să te aduc în ringul meu, nu-mi iese și atunci ce fac? Sunt singur în ring și normal vreau, nu vreau, mă duc mai jos. Sau dacă, de exemplu, sunt într-o situație în care pot să dau mai departe, să scot furia aia, pentru că ce se întâmplă? Când văd că tu nu intri în ring, chestia aia mie urcă ca iritare din punct de vedere emoțional. Devin nervos și chiar pot să ajung la agresivitate ușor. Și dacă ești în fața mea și eu am exemplu de agresivitate, mă bat normal în viața de zi cu zi sau am fost bătut foarte des când eram copil, devin agresiv și atunci încep să mă bat cu tine la propriu. Chiar asta se întâmplă și de asta vedem extremele de care tu vorbești. Ai spus mai devreme că persoanele, de ce sunt vulgare? Pentru că asta e normalitatea și acum mă duc la o fată pentru că noi cumva avem așteptarea ca fetele să nu fie atât de vulgare ca băieții, corect? Uh-huh. Și momentul în care ea este și ea vulgară este că asta e normalitatea ei pentru că și ea a trăit acolo și se pare foarte normal. Și mai e și o chestie. Ce am văzut-o ca și un tipar prezent în ultima vreme la fete. Fetele, pentru a putea fi și ele prezente, a fi luate în considerare într-o lume în care, dacă ne uităm puțin aici în zona asta, vedem foarte mult misoginism. Chiar. Adică dacă, de exemplu, întrebăm ce e misoginismul, o să vezi că foarte puțin răspund punctual la chestia asta, pentru că nici măcar nu știu despre ce e vorba când se poziționează în superioritate bărbatul față de femeia. Ăsta e un lucru total nepotrivit și fals și greșit din toate punctele de vedere, pentru că atunci când ești și te poziționezi în superioritate față de femeie, tu vei avea copii, de exemplu, cu femeia respectivă. Și practic îți înveți copilul să facă același lucru și nu mai trăim acele vremuri în care lucrurile acestea erau normale. Avem aceleași posibilități și un adolescent care ajunge să se poziționeze în superioritate față de femei, cumva intră într-o zonă în care generează o criză de viață naturală. Pentru simplu fapt că, crezându-se superior, la un moment dat, cealaltă persoană care cumva este obligată să fie inferioară, dă pe afară, cedează, refuză, devine rebelă și iese din relație. Și chiar și rănește, pentru că fiind pusă tot timpul ținută acolo în zonă de inferioritate, acumulează foarte multă frustrare. Și când iese din relație, o face răzbunându-se. Și atunci apare criza de viață și conflictul total gratis, doar pentru simplu fapt că există în misoginism. Și tatăl programează băiatul, de exemplu, să fie și el misogin. Are sens până aici, da? Corect. Bun. Și în momentul în care fata respectivă, ea are această reacție de vulgaritate și devine și ea foarte agresivă și imprimă, dacă vrei, niște elemente care sunt ale masculinității, da? Testosteronul respectiv care dă pe afară. E, când ea face chestia asta, face asta pentru a fi auzită, pentru a fi băgată în seamă, pentru a vorbi pe aceeași limbă, da? Dar la bază e exact același lucru, că vrea să atragă atenția, care, după cum vorbeam, e prima bucățică de nevoia de iubire. Deci prima dată trebuie să atragi atenția ca să obții mai departe apreciere și validare, că ea de fapt asta caută. Corect. Inconștient, evident, că corect, nu știe că face asta. Da, dar hai să spun, eu stau de vorbă cu orice om, că fie că vorbim de un om al străzii sau de un avocat. La oamenii care sunt vulgari, eu îi văd foarte nepregătiți și needucați, pentru că în momentul în care eu vin în fața lor și mă prezint cu argumente, în momentul în care ei simt că au fost blocați, atunci imediat se aprind și încep să înjure. Exact, devin agresiv, da. Greșesc că văd așa sau... Nu, asta e natural. E ca și când ai prinde un animal în colț și vrei să-l prinzi și când nu mai are scăpare, până mușcă. Atunci fuge, devine agresiv, da? Mușcă, caută să te... devine agresiv. Asta se întâmplă normal și atunci... E normal să nu ajungi în colțul ăla, să-l prinzi, pentru că știi care e scopul? Să-l prind acolo sau care e povestea de fapt din spate? Reacția de agresivitate întotdeauna la bază e frică. Deci agresivitatea se naște din frică, asta clar. Pentru că ca să înțelegi legătura între frică și agresivitate, trebuie să zic emoțiile, șirul de emoții din spate. Îmi dai voie, da? Deci dacă mie mi-e frică, de exemplu, că nu sunt îndeajuns de bun, că mă compar cu tine, de exemplu, da? Și mie mi-e frică că nu sunt îndeajuns de bun. Mă simt nesigur când văd, nu știu, de exemplu, ce mașină ai, dau un exemplu, da? Mă simt nesigur când văd ce mașină ai. Atunci, în momentul în care mă simt nesigur, încep să mă agit și să mă gândesc, mă, dar cum pot să fac să am și o mașină ca Adi? Că dacă am și o mașină ca Adi, nu o să mai mă simt inferior lui.
Și atunci încep să mă agit, să mă grăbesc, nu mai am răbdare să fac ceea ce fac, vorbesc despre niște proiecte viitoare, când o să am eu, când o să fac și așa mai departe. Dar după aceea văd că nu ai doar mașina foarte faină, văd că ești și inteligent ca om sau văd că, nu știu, ai și o situație familiară și așa mai departe. Eu continui să mă compar acolo în spate, încep să fiu invidios, încep să simt o oarecare stare de frustrare. Nu ajung încă la ură. Simt frustrare, invidie, deci se amestecă acolo, zic, mă, da, încep să devin mai îndârjit, sau mai inversionat, să fac rost de bani ca să fiu și eu în aceeași situație ca tine. Nu știu, să am și eu o soție ca tine sau să am o situație familială la fel ca tine. Și atunci mă gândesc cum să fac și așa mai departe. Sau, pe cealaltă parte, încerc să te discreditez pe tine ca să-mi fie mai ușor să mă pot compara cu tine. Sau ce-ți mai ușor. Da. Exact. Și atunci, dacă văd că și pe partea asta, și partea intelectuală, pe toate părțile, nu am nicio șansă, de fapt, chestia asta mă irită și chiar mă enervez. Și dacă avem o discuție, eu încep să fiu arogant cu tine. Pentru că aroganța, mândria în spate, merge mână-mână cu invidia și, de fapt, ascunde chestia reală ce e în spate. E o mască, da, pe care eu o port. Corect. Bun. Și după ce sunt arogant și încerc să și văd că nu am cum, asta mă enervează și devin chiar agresiv cu tine și chiar furios, ca idee. Dar în spate, repet, e frica. Și la mândrie, și la aroganță, și la agresivitate, și la nervozitate. Ăsta e un detaliu foarte important, pentru că foarte multe persoane ce sunt nervoase nu acceptă că e frică în spate. Și mai ales dacă le zici, uite, motivul e frica, nu acceptă, adică tind să respingă. De aceea foarte multe, uite, teoria în conspirație, de exemplu, da? Este strict un efect al răzbunării fricii. Oamenii cred în chestii care nu pot fi controlabile sau construiesc probleme imposibil de destructurat pentru a putea avea un inamic îndeajuns de mare către care să se poată îndrepta din punct de vedere emoțional. Adică dacă eu am foarte multe frustrări în mine că mă fură conducătorii, că nu pot să fac, îmi exprim potențialul, că sunt mediocru, Putin sau Biden, da, sau că sunt lăsat de parteneră, că da, nu știu, nu mi-au asfaltat primarul nu știu care strada sau administratorul de bloc fură la întreținere și așa mai departe. Dacă am foarte multe frustrări, foarte, foarte multe, eu practic, din punct de vedere emoțional, sunt extrem de încărcat. Și dau pe afară. Când am o ocazie, dau pe afară. Fie că e vorba de în trafic, fie că e vorba de... Îl văd pe Adi Niculescu că zice nu știu ce în online. Zic, a, uite mă, și știi pe ăsta... Asta, pe tot, exact, da. Și practic eu devin exact cum zici tu, hater. Dar ajungând extrema cealaltă. Dar la bază, eu de fapt caut un mod de a-mi detensiona corpul emoțional. De a da pe afară, pe românește. Că nu mai pot, efectiv. Da, așa am explicat-o și eu. Bine, am spus altfel, că totul pleacă... Frustrarea există în fiecare din noi, ca orice altă stare. Doar că nu vrem să acceptăm că ne afectează imaginea. Dar le avem. Da. Și am mai dat un exemplu. Ce se întâmplă? Eu dacă îl văd, îmi iau un reper greșit, nu știu, Jador, care văd ce mașină are și așa mai departe. Ce ai spus tu până acum? Dacă n-ai educația necesară de a-ți transforma frustrarea în motivație, adică stai mă să fac și eu să ajung să am măcar, nu știu, mașina pe care o are Jador. Te contrazic un pic, adică... Da, te rog. Păi nu la bază, în momentul în care eu mă compar cu cineva, de exemplu, eu, exemplu de mai devreme, eu mă compar cu tine. În momentul în care eu fac chestia asta, eu ce compar, de fapt? Ceea ce cred eu că ești tu, cu alte cuvinte, niște gânduri, proiecții din capul meu, cu ceea ce cred eu că sunt eu. Alte proiecții, alte gânduri din capul meu. Eu nu mă compar efectiv cu tine, că n-am cum să fac asta. Eu mă compar cu ceva ce cred eu. Deci eu practic e realitatea mea. Gândurile din stânga, gașca din stânga de gânduri, cu gașca din dreapta, construiesc un conflict, se ceartă gândurile acolo în capul meu, ele acolo. Eu sunt victima, adică altă gașcă de gânduri zice, a, uite, sunt victimă, ia, uite ce fraier sunt că mă cert, că uite ce se întâmplă, că nu reușești și așa mai departe. Dar la bază, eu n-am cum să mă compar cu tine, că nu compar mere cu mere. Eu compar niște proiecții, niște gânduri din capul meu și aberații, adică frica de a nu fi de ajuns de bun. Comparația în sine, ea la bază, dacă mă compar cu un alt om, e o aberație. Că nu are cum, nu ar trebui să existe. Da, da, hai să-ți dau, nu, uite, exemplu cel mai clar, care așa s-a și întâmplat. Eu început să-mi construiesc casa acum 6 ani, cam așa 7 ani. Moment în care, pe internet, că de asta zic, noi ne luăm fel și fel de repere. Era Dorian Popa. Și atunci și el a început să-și facă casa și... Na, bani mulți, a început să o facă cu piscină, cu aia, eu, timp în care n-aveam puterea lui. Deci eu, practic, când vedeam filmulețe de ale lui în care prindea viață casa aia și uși, și lux, dar nu mă comparam cu el.
Că de asta zic, de la bunurile materiale pleacă toate răutățile și de aici noi ne comparăm okay, da. Ce vedem ca ei. Uite exercițiu simplu, da? Să dăm și soluții. Am vorbit mai devreme doar să dăm și soluții. În momentul în care eu mă compar cu situația dată, știi, eu am un radar deasupra capului. Radarul meu ce face? Verifică tot timpul mediul în care sunt. Scopul acestui radar este să identifice amenințările de orice formă, fizice, mentale, mentale sau emoționale, da? Dacă cineva mă jignește, dacă un câine vine să mă muște sau dacă cineva îmi contrazice niște concepte care eu cred că reprezintă adevăr absolut, da? Mentale, de care spuneam mai devreme. Bun. Dacă eu, radarul ăsta meu se activează, că vede exact cum ai spus tu la Dorian Popa și acolo era ceva de ordine emoțională. Bărbatul din mine să facă pentru familia lui, pentru că vorbeam mai devreme de tatăl tău, tot ce poate el ca să facă, să aibă o familie fericită. Și atunci de aici a plecat. A apărut o amenințare emoțională, tu nu ai observat cum ce s-a întâmplat jocul de emoții din spate și fără să vrei ai intrat în această comparație. Dar, repet, nu e genul de comparație clasică în care tu e fizică și apare radarul tău și zice, uite o amenințare fizică sau uite o amenințare, știi, conceptuală. Nu, a fost ceva emoțional pentru că tu, de fapt, chestia aia din tine a zis, băi, stai puțin că și eu pot, eu sunt bărbat și înțelegi? Educația. Da, dacă tu știai cum funcționează emoțiile în spate, dacă înțelegeai de fapt ce e acolo și ce se ascunde și îți dai seama, băi, stai un pic, că ceva, gândurile mele joacă feste și nu-ți credeai gândurile tale, efectiv, mai intrai în povestea asta? Nu, dar asta zic că nu mi-a afectat chestia asta. Mm-hmm. Din contră, mi-a fost benefică. Mm-hmm. Te-ai folosit de ea. Da, știi cum vedeam eu? Gen, mă, uite, că îi merge bine, că normal, îți dai seama, în TV și așa mai departe, eu trebuie să muncesc, na, cursuri, da, să înscriu cursanți. Nu? Și eu îmi doream să-mi termin casa, adică la modul ăsta, nu pe el, nici ca om, nici ca ce prezintă și așa mai departe. Și am recunoscut-o publică, eu nu sunt fals, știi treaba asta. Da. Dar asta zic, bă, eu am oprit la timp. Adică din frustrare am transformat-o în motivație. Hai să ajung să o termin și eu. Și am terminat-o. Mm-hmm. Nu, fain, nu atunci, dar 2-3 ani după. Mm-hmm. Și asta vreau să le sugerez și lor. Dar uite că asta vreau să ne ajuți un pic. Fetele, ți-am zis, percep ca pe... Se simt în siguranță când unul înjură și e dur. Mm-hmm. Duritatea asta, agresivitatea verbală pe care bărbatul o folosește la începutul de relație pentru a-și cuceri femeia. Mm-hmm. Se va întoarce în viitor în relație? Da, clar da. Știi, da, e ceva important în asta, că noi trebuie să înțelegem ceva, ce se întâmplă la bază acolo. Back to the basics. Iară mergem în copilărie, iară vedem de ce percepem. Pentru că eu când o văd pe mama, mama reprezintă nu doar mama ca și concept, e și exprimarea feminității. Iar eu ceea ce fac este să... traduc feminitatea din perspectiva mamei mele, ceea ce înseamnă că toată feminitatea, toate femeile, de fapt, sunt și reprezintă ceea ce am văzut în mama. Ok? Evident că e subiectivă această percepție asupra realității. Și atunci eu, în momentul în care mă duc, nu știu, și încep, am 19-20 de ani și vreau să îmi fac o relație serioasă, da, apare nevoia aia de relație serioasă, sau 25 de ani, depinde de situație, în momentul ăla eu caut exact acele calități pe care mama mea le avea. Evident că o fac, repet, inconștient. Nu știu de ce fac asta. Doar o fac cumva, merg pe direcția asta. E, în cazul fetelor respective, e clar că tatăl lor a fost agresiv. E clar că tatăl lor vorbea iurea și avea această agresivitate ca fiind emblema masculinității. Dar aia nu e masculinitate. Aia e doar o reacție din frică. Repet, orice persoană care e agresivă e de fapt... ca să-și ascundă de fapt ceea ce simte în interior și să arate că e dur, că e puternic și așa mai departe, exprimă această agresivitate, ceea ce înseamnă că aia nu e masculinitate. Și dacă noi vorbim acum de fetele care merg spre această masculinitate, merg spre o masculinitate falsă, ceea ce nu e rău absolut deloc, nu știu cum sună asta, pentru că de fapt mergând spre asta își dau seama, stai un pic, că altfel nu poate să-și dea seama că asta nu e masculinitatea adevărată. Da, da, dacă își ia omor și pumn și așa mai departe, astea sunt cazuri extreme. Da, da, sunt dar foarte sunt multe. Deja formate, sunt de acord cu tine, Adi. Da. Pe cealaltă parte, în momentul în care persoana respectivă... Deci ea din prima clipă, de când a intrat în relație, a fost victimă. De ce? Pentru că fiind fată, tatăl fiind agresiv, ea era victimă în familie din perspectiva faptului că o fată asista... și femeile erau, foarte probabil și mama ei,
erau victimele tatălui, masculinității, da? Și ea, practic, a făcut același lucru care l-a învățat în copilărie. Ea a devenit din nou victimă. A făcut exact asta. Da, și a fost atrasă. Acum, fiind în relația asta, și totuși să zicem că ascultă acum chestia asta, eu aș face un exercițiu simplu. Să-și pune două, trei întrebări. Ok. În momentul în care e victimă și simte chestia și acolo jos, da, și nu mai poate sau nu se simte bine sau are frustrarea imensă de care vorbeam puțin mai devreme, să-și pune două, trei întrebări. Și prima întrebare ar fi așa: oare asta e normalitatea? Oare e normal să mănânc această bătaie? După care, dacă ies din relația asta, oare este normal să-mi fie frică de necunoscut, așa că motivul pentru care nu ies cele mai multe persoane din relație este că le e frică de ceea ce urmează după, de necunoscutul ce urmează. E normal să-mi fie frică de necunoscut? Nu este absolut deloc normal, pentru că necunoscutul înseamnă ieșirea din zona de confort. Iar dacă zona de confort a fetei respective a fost scandalul și violența și așa mai departe, ea asta face. Ea asta face, efectiv, da. Corect. Și dacă iese de acolo, vedem cu toții că de câte ori am ieșit din zona de confort, adică de câte ori am înfruntat frica de necunoscut, noi am evoluat. Și nu doar că am evoluat, ne-a fost mult mai bine. Pentru că chestia aia care am trăit-o ne-a împlinit, ne-a bucurat, că vorbeam mai devreme de nou. Că exact asta se întâmplă cu nevoia de diversitate. Ea când apare, noi vrem să experimentăm chestii noi, că ne-am plictisit de lucrurile în care am fost. Corect. Și atunci, cumva natural, oricum se va întâmpla asta la un moment dat. Fie că vrem, fie că nu vrem. Doar că noi fiind firi reactive, adică așteptăm până în ultima clipă și nu suntem firi proactive să facem din timp, noi cumva ajungem doar când ne ajunge cuțitul la o să reacționăm. Și așa și în cazul ăsta. Așa că recomandarea mea: oare este normal să fiu într-o astfel de situație, să fiu victimă, să fiu abuzată emoțional, fizic? Oare chiar atât de nasol este, atât de rău este să-mi înfrunt frica de necunoscut? Știi? Adică ce anume mă face să stau încă aici? Oare nu ar fi mai bine să ies acum din relația asta și să las lucrurile să fie, că oricum ceea ce se va întâmpla va fi un mai mare bine pe care oricum îl voi trăi? Deci noi trebuie să învățăm să ne punem întrebările corecte, dar vestul neexistând de educație, nu știm cum să facem treaba exact, asta. Da. Acum revin la ce ți-am spus eu. Deci cumva eu în momentul în care am încercat să schimb niște lucruri pe TikTok și fără, n-am făcut-o cu răutate și așa mai departe, am greșit prin faptul că am ridicat tonul fără să jignesc. Nu există greșeală din punctul ăsta de vedere, Adrian. Din punctul tu meu cum de vezi? Vedere, cum vezi tu? E o încercare pe care nu cred că aș mai merge pe partea asta. Băi, nici eu. Am pus data cum de atunci. Viitoare, da, aș prefera dar să zic, dar din postura de, știi, nu intru în ring să mă bat cu tine. Și eu stau, mă uit la tine, îți spun părerea mea, pentru că e absolut normal să zici părerea ta, dar să nu intri în ringul respectiv. Tu, în momentul în care ai ridicat, tu nu ai intrat în ring. Da, dar am intrat cu mâinile legate, adică refuzând bătaia și... De acord, de acord. Eu zic să, de la bun început, da, să nu mai existe... Da, oricum nu, m-am descărcat eu, bă, am încercat. Dar știi de ce vreau să zic? Haideți să nu confundăm agresivitatea verbală, adică atunci când jignești un om, pentru că vrei să-l umilești, cu ridicarea tonalității. Dar respecti omul din față, nu-l jignești, dar ridici tonul pentru că lupți pentru o cauză în care tu crezi. Adică este o diferență, știi? Face parte din viață. De ce cu toține. Ridici tonul? Atunci când intri într-o luptă și adversarul tău vezi că te jignește și sub nicio formă nu poți să-l calmezi pentru că el în momentul ăla luptă pentru urmăritorii săi, cumva ca să te faci auzit, pur și simplu, că altfel n-ai putea vorbi deloc. Știi? Dar cumva să ne enervăm, toate să fim agitați, să fim frustrați, astea fac parte din normalitate. Nu putem merge să fim calmi tot timpul. Nu există. Înțelegi ce zic? Eu dacă este, simt, dacă tu vii și îmi zici mie asta și îți dau dreptate, așa e, ce te pui la mintea? E corect. Da, da. Dar da. E ca și cum îmi spui, bă, nu mai fi tu, Adi. Știi? De acord. Dacă eu simt să ridic tonul, și nu neapărat că am frustrări, că mulți confundă, de asta zic. Poate acum o să ne și explice anumite chestii. Dacă eu ridic tonul, nu înseamnă că am frustrări. Pur și nu, înseamnă că poate să însemne și faptul că eu cred și am trăit chestiile alea. Eu după ce țin un seminar sau ceva, mă doare capul. De ce? Pentru că am așa o durere de cap. Nu, dar și ai fost foarte implicat în toată povestea. Asta zic. Și un consum foarte mare de emoții, emoțional acolo. Și când te doare capul, e practic migrena în sine, e efectul efectiv consumului acelui mare și ești slate efectiv după, exact. Corect? Da, da. Pentru că emoțiile intense, când ești cu tot implicat, emoțiile tare cresc cumva ca intensitate.
Și ele ne consumă fizic foarte, foarte mult, fără să conștientizăm, fără să vedem și ne simțim să le iei putere, avem senzația că nu mai avem energie și așa mai departe. Deci nu înseamnă întotdeauna frustrare sau omul și-a pierdut cumpătul, e frustrat. A zice că sunt niște emoții negative acolo în spate. Fac nu parte din frustrare. Noi, nu? Și negațiile. Sunt de acord, sunt de acord. Și repet, faptul că tu te-ai folosit de ele ca de un combustibil e un lucru bun. Dar la bază sunt niște emoții mai negative, că altfel nu ar fi și altfel nu ar exista nicio reacție. Dar oare ăsta. Nu ele ne țin în echilibru, Florine? Adică n-avem... Nu există. Concret, așa, dacă mă uit un pic la emoțiile negative, ele de fapt nu sunt emoții. Nu există emoții pozitive negative, să fiu concret, ci doar niște efecte ale comportamentului, ale modului în care noi ne exprimăm comportamentul. Acum, dacă să punem punctul așa cum ai pus tu problema, negativ, pozitiv, da, eu am nevoie și de emoții negative. Deci da, ele ne țin într-un echilibru. Dar ne țin într-un echilibru ca să ne arate foarte clar cât de fain e în partea opusă. Pozitivul. Pozitiv. Și invers, yin și yang. Și inclusiv că noi nu trebuie să fim nici negativi, nici pozitivi, nici să stăm în ele. Pentru că de fapt noi nu suntem emoțiile noastre. Și uite un exemplu simplu, Adi. Acum 3 zile, la ora 3 și 17 minute, îți mai amintești ce emoții ai avut, ai simțit? La ora 3 și 17 minute. Probabil eram, postam un material. Da, o supoziție, nu? Da, munceam. Dar nu ți-amintești ce emoții ai simțit atunci sau ce gânduri ai avut atunci? La mine multe gânduri. De foarte atunci. Multe, bun. Da. Ceea ce înseamnă că emoțiile vin și pleacă, nu? Corect. Și dacă ele vin și pleacă, tu de ce n-ai plecat odată cu ele? Când ele pleacă? Pentru că planul fizic e planul fizic și gândurile. Ok, dar sunt tu gânduri. Nu ești tot una cu ele. Nu, ele vin și pleacă și de fapt... Și eu trag ce vreau, nu? Sau... Corect, da. Și atunci tu, ăsta care observă, știi, cel care observă, vede tot spectacolul ăsta. Doar că noi, văzând spectacolul ăsta, nu-l vedem ca pe un spectacol. Noi suntem actorii principali în spectacolul ăsta, știi? Clar. Și nu tratăm emoțiile și gândurile ca și când doar fiind trecătoare. Și tratăm gândurile și emoțiile ca și când noi suntem tot una cu ele. Odată ce observi că ele sunt trecătoare, vin și pleacă, nu mai ești atât de implicat în ele. Și nu mai reacționezi numai din ele. Da, și cred că nu te mai încarci, că vezi tu, noi oamenii simțim, uite, sunt oameni care devin introvertiții. Da. Iar eu mă exteriorizez, dacă simt nevoia să mă exteriorizez, da. Ceea ce e bine, că nu le țin în mine, știi? Dacă dar și aici e o poveste, adică și anumite persoane sunt extroverte pentru că e o poveste în spate, da. Introverte. Adică totul are ideea cumva e, da, o... Da, eu uite, totuși mă mențin într-un echilibru, adică n-am jignit niciodată. Adică mi-am dat seama, m-am descărcat, am păstrat o limită. După care când am zis punct a fost. Știi? Ai găsit o formă în care exact, tu să fii în echilibru. Exact. Și tu, practic tu ai nevoie de asta. Da, în felul în care clădit momentan. Tu ai dreptate ce zici, că dacă am învățat ceea ce trebuie, am ajunge să nu ne mai încărcăm nici cu negație, nici cu pozitivitate. Pur și simplu să fim chill, știi? Și să-ți pui punctul de vedere, dar fără să că te consumi și... Exact, da. Te rog, dă-ne niște secrete. Uite, cum poate recunoaște femeia? Eu protejez foarte mult femeile pe internet. Și bărbații frumos, nu prea da. Sunt... Nu prea sunt. 90% sunt hateri bărbați. Cum poate recunoaște o fată, o femeie, la prima întâlnire, un bărbat violent? De obicei asta se vede în mici gesturi. Care ar fi gesturile alea? Felul în care o prinde, o apucă, gestul, felul în care prinde sticla. De exemplu, o persoană calmă bea sticla normal și bea. O persoană care este agresivă face gestul puțin mai agresiv. Modul în care pune mâna. Una e când, de exemplu, o atingi, o iei în brațe, cumva îi dai spațiu și aștepți cumva ca să fie un consens din ambele părți. O persoană mai agresivă nu așteaptă consensul respectiv, o ia direct dintr-o parte și o trage sau face un gest nepotrivit. Dominator. Exact, dominator. Tot timpul există ceva. Nu o ține de mână normal, o ține de mână de aici. Sau tot felul de gesturi mici care la masă, în vorbire, există elemente care pot... Da, tonalitate tăioasă, să zic așa. Adică ești foarte tăios și zici lucrurilor așa pe nume și te exprimi, uite cum fac eu acum, da? Se vede un pic diferența. Încerc să imit, dar bă, că nu prea iese. Da, eu sunt... Da, uite, da, eu da. Mă regăsesc puțin, dar niciodată n-am fost violent sau să... Nu, dar nu, tu nu ai genul ăsta. Ești tăios, foarte tăios așa direct. În exprimare și tai, închizi lucrurile și, de exemplu,
dacă ești o persoană relaxată, nu ți-e frică că pierzi ceva și atunci lași lucrurile să curgă natural. Adică dacă eu zic ceva, nu vin și închid. De exemplu, ziua este urâtă. Punct. Știi? Da, afară, întrebări știi, deschise. Da, da deci aia. Vorbesc de chestii închise sau deschise. Știi? Afară e o vreme ploioasă. Tu cum o vezi? Pare. Sau ceva de genul. Da, okay. Ca să poți să ai discuția respectivă. O deci, persoană agresivă taie, pune punct, trage concluzii, judecă și așa mai departe. Gesturi nervoase, nu știu, să se scarpine, există chestii de-astea? Ca da, să... bătutul din picior, când zici ceva sau întrebi de ceva personal, începe să-și mănânce nasul, urechile, să aibă, nu știu, gesturi mici. Sunt mai multe gesturi. În planul care extern, zic. De exemplu... Dar, repet, trebuie să fie contextual. Nu trebuie dacă, de exemplu, eu văd la tine o chestie de genul ăsta sau văd toate chestiile astea, s-ar putea să, nu știu, gândurile tale să plece într-o zonă din trecut în care tu aveai niște chestii de genul ăsta pe care, să zicem, nu le mai ai, dar atunci le aveai și chestia aia s-ar putea să te irite acum. Deci e foarte important contextul în care noi facem da, asta. Da, în mare parte. Cât să, da, da. Să zicem că ies cu ea pe stradă, da, prima întâlnire, am terminat masa și, nu știu, urcă în mașină și vine un parcangiu și eu, dă-te bă, pleacă, nu știu ce. Iar asta agresiv. Poate să fie un nu? Alt semn. Da. Un da, alt da, semn, da, deci da, fetelor atenție. Da, și apropo, asta e o normalitate. Dacă el exprimă agresivitatea față de celălalt, nu știu, șoferul de Uber de, sau de taxi. Oricine, sau un spătar cu... și așa mai departe. Da, asta se vede foarte clar. Că e, de fapt, normalitatea lui și e da, oglinda da, da, clară. Da, da. Bun. Cum putem recunoaște bărbatul mincinos? Sau femeia mincinoasă, da? Hai să nu fiu numai... Păi nu, da, asta mi se pare că da. E cu toții mințim uneori. E important cât care mințim sunt gesturile și cum... care ne dau de gol atunci când mințim? Sunt foarte multe gesturi, dar ce e important să înțelegem la minciune este că eu dacă vreau să te mint pe tine, pot să fac doar strict conceptual, din minte, dacă vrei, doar atât. Fizic, corpul meu nu știe să mintă, absolut nu are nicio... Nici, nu are cum să mintă, nu a învățat, de tu. Aceea... Nu, noi toți, toți oamenii. Nu știm să mințim, fizic. Deci corpul nu știe să mintă. Și emoțional, de asemenea, nu știm să mințim. Putem induce o anumită stare, dar trebuie să o trăim, altfel nu putem să o transpunem. Adică, de exemplu, dacă eu zic că sunt... Ce exemplu să-ți dau? Dacă mă victimizez, de exemplu, în fața ta și zic, păi, da, stau foarte nasol cu banii și am nevoie de bani de la tine. Dacă tu nu simți chestia asta, tu nu ai cum să simți că într-adevăr am o problemă și atunci nu pleci cumva ceva, îți spune, măi, e ceva neregulă acolo, nu-ți dau bani, îmi pare rău, dar n-am bani acum, știi? Dau un exemplu de ăsta care e foarte la vedere, să zic așa. Toți l-am trăit la un moment dat, într-o formă sau alta. Dar la bază, corpul, dacă nu știe să mintă și eu emoțional, practic, nu știu să mint, înseamnă că sunt foarte multe semne care mi-arată asta. În momentul în care eu, de exemplu, nu știu, vorbim despre ceva sensibil, repet, arăt prin limbajul meu non-verbal. Felul în care facem, adică, nu știu ce exemplu să-ți dau... Cum te înțelegi cu soția, Adi? Te înțelegi bine cu ea? Da. Simți un gest ceva în corpul tău? Eu l-am văzut, da? Nu știu, tu l-ai simțit? Pentru că e o întrebare sensibilă. A fost brusc. Exact asta e ideea. Și inițial te-am am să zic super tare, dar pe mi-au venit în cap și momentele când ne mai certăm din cauza fetelor și de asta am avut o reținere. Ok, ca să-ți traduc un pic ce s-a întâmplat, a fost surprins de gest, s-au ridicat puțin sprâncenele în sus, foarte puțin, o microexpresie de 0,2 secunde, cam așa a fost ca idee. Care ți-a transmis degetul, ce? Că că e sensibilă întrebarea și că trebuie să fii atent. Radarul tău a detectat o întrebare sensibilă și instant ai fost în gardă. Știi? Mecanism de apărare. Bă, da, și mi-ai avut încă unul la deget. S-a dus, uite, acum și la... mai apar și altele. Mai am o chestie când sunt așa în iritat sau... sunt pus în... am dubii, fac așa, uite așa. La nas, da. Așa. Da. Și? Dar și-a mai fost și interesant. Din picioare ai făcut un gest, ăsta nu se vede. Dacă dar mă simt, nu sunt confortabil, exact, știi? Exact. Da, uite, adică asta îmi plac. Sunt foarte multe semne. Tu mi-ai arătat mie că am intrat într-o zonă sensibilă. Și acum știind că e zona sensibilă, de exemplu, și eu pot să continui cu întrebarea asta. Și să merg mai în profunzime să văd ce e neregulă acolo sau de ce te-ai pus tu în gardă, știi? Păi hai să facem așa, de exemplu. Hai să facem un test. Deci, cam care ar fi astea principale? Dacă mă scarg la nas... Când orice vorbesc, zonă de iritare, practic, apare la extremitățile cele mai sensibile, urechi, nas. Care semnifică ce? Care semnifică că e ceva sensibil acolo, e ceva ce nu prea îmi place. Nu neapărat că minte sau ceva. Nu. Minciunea, repet, minciunea e o analogie ce nu se trage absolut deloc direct. Se trage indirect după 5-6 semne plus confirmări la ele.
Tu mi-ai dat mai devreme patru semne, nu înseamnă că ai mințit. Înseamnă doar că am intrat într-o zonă sensibilă. Eu dacă iau acum și trag o concluzie, e greșit. Tocmai uite, asta e și ideea. Eu așa. Ce am învățat din experiența vieții, fără să citesc, și tu poate îmi confirm sau mă corectez. Te rog. Am observat faptul că un om când minte, cel mai clar semn este acela că nu te privește în ochi. Și să știi că nu e valabil asta la toate persoanele. N-au curajul să te privească în ochi, când da, nu se bazează pe ceea ce spun. Îți dau un exemplu, da? Să zicem că mama mea mă certa când eram copil, da? Sau tatăl meu mă certa. Când mă certa, eu fiind mic, mai mic decât tine la înălțime, dacă m-aș pleca acum, s-ar întâmpla chestia asta. Și în momentul în care tu mă ceri și mă învinovățești de ceva, vina ca și emoție, eu nu vreau să o simt. Fug de ea instinctual, pentru că e o emoție care mă face să mă simt mic, neputincios și nesemnificativ. Eu pus-o a ceea ce e în mine, da? Și în momentul în care tu mă învinovățești, în momentul în care faci chestia asta, eu nu mă pot uita în ochii tăi, mai ales că e și în alt, pentru că asta mă face să-mi fie rușine să simt mai tare vinovăția. Și atunci ce fac? Mă uit ori în pieptul tău, ori în pământ. Dacă fac chestia asta des, eu nu mă pot uita în ochii tăi să, în momentul ăla când îmi zici chestia asta. Chiar, în schimb, dacă, de exemplu, mama mă învinovățește pentru ceva gratis, eu simt nedreptate și dacă am personalitate, ce fac? O confrunt. Cum mă uit în ochii și zic, nu e adevărat. Da. Bun? Dar dacă cineva își oferă educație pe direcția asta și știe că asta e un mod de a manipula, pentru că nu toate persoanele fac chestia asta, nu toate persoanele stau capul în pământ sau capul în piept, ci doar un anumit tipar comportamental. Cei care sunt în zona de anxietate, cu frică ca emoție de acasă, emoție de bază, să zic, da? Ceea ce înseamnă că ceilalți s-ar putea să nu facă, sau o mare parte din celelalte tipare comportamentale nu fac asta. Și atunci eu dacă fac asta, eu de fapt pot intui la, nu știu, 5-6 persoane din 10 că se întâmplă asta. Deci e greșit ca și noțiune. Nu e real asta. Deci asta am greșit-o. Dar știi ce am observat? Gen haterii cu care am intrat în altercație sau oamenii care nu mă plac, așa, în momentul în care afirmau. Deci eu atunci zic, ca să ne înțelegem, nu când spun eu și el nu mă privește, eu îi spun ceva și el nu mă privește. Nu. Uh-huh. În momentul în care tu ești hater, da, afind despre mine că, domne, că prostești lumea. Aveți care e energie nepotrivită cuvântul ăsta și când faci așa, deja parcă nu te simți foarte bine, știi? Da, asta e lupta. Da, nu e o luptă care, pe da, care nu sunt e reală, așa. Da. Ei, și asta am observat la ei, că eu analizez foarte mult. Și spun că, domne, prostești lumea, că pe mangleală, că ai făcut bani, că nu știu ce, așa, când eu știu că nu e așa. Mm-hmm. Ei, ei în momentul în care mi-adresează vorbele astea, nu se uită nici în ochii mei, nici în cameră, știi, bă, că ai făcut, că ai... Tiparul respectiv comportamental e cel în care emoțiile predominante sunt cele de apatie, de neîncredere, de nesiguranță. Asta și atunci zic e absolut normal să fie pe partea asta. Dar, de exemplu, o persoană care are un tipar de învingător, care a învățat, care i s-a oferit încredere și așa mai departe, se uită în ochii tăi, că nu are niciun motiv să nu se uite. Asta chiar fac eu dacă, cu ei, da. Da, da, chiar dacă te minte, se uită în ochii tăi. Foarte important și asta. N-am întâlnit până acum, tot timpul le zic, dar uite-te în ochii mei când îmi spui lucrurile astea. Sau, sunt persoane ce o fac cu ușurință și mai sunt și psihopații care nu simt emoții pentru că au fost deconectați total de ele și există, să zic, procentual sau dacă vrei... 1% din populație se spune, nu e real, se spune că sunt psihopați. Procentul real e sub 0,5% ca idee. Deci mult mai puțin. 1 din 200, de exemplu, sau 1 din 300 ca cu aproximație. Și în momentul în care, ce s-a întâmplat? Persoana respectivă a fost cumva abuzată emoțional foarte tare și ca mecanism de apărare a ajuns să se disocieze total de propriile emoții. Atunci persoana respectivă nu simte emoții, dar nu înseamnă că nu le simte deloc. Nu înseamnă din că e sau cum? Doar de simte percine în anumite conjuncturi emoțiile. Sau nu poate să zică punctual asta e nesiguranță, asta e nerăbdare, sau asta e grabă, asta e agitație, asta e frustrare. Nu are cum, nu are capacitatea. Simte în schimb că e emoție negativă, simte că e iubire și cam atât. Emoție pozitivă și cam atât, adică foarte puțin pe lângă, să zic, știi? Și atunci, da, apare și situația asta. Sunt persoane care pur și simplu nu au o problemă să mintă, pentru că ele cred, e minciuna inconștientă. Deci minciuna în sine, am putea o studia foarte mult. Adică noi acum luăm o bucățică mică din ea, încercăm să dăm un răspuns, dar e mult mai complex toată povestea, așa că
Eu n-aș pune etichetă, știi, asta e minciună și așa se întâmplă la minciună, pentru că nu funcționează așa în primul rând. Și în al doilea rând, e un complex în contextul dat de elemente ce se pot observa și vedea. Da, dacă dar mai e un detaliu totuși, că vreau să vorbesc despre asta, partea intuitivă din noi, Adi, știi? Păi aia am spus. În momentul în care, de exemplu, eu vorbesc cu tine și vorbim despre ceva, noi suntem calmi dacă vorbim despre ceea ce ne, nu știu, ceea ce ne place nouă sau știu o chestie că, uite, chestia asta e faină să vorbim despre ea. Bun, dar dacă vorbim despre ceva sensibil și eu, de exemplu, vorbesc cu tine despre chestia aia, tu fără să vrei începi să ai niște gesturi. Eu le văd, chestia aia mie îmi spune, măi, e ceva neregulă. Chestia asta care eu o zic, toți o simțim, doar că nu o putem traduce. Și dacă, de exemplu, apare și partea rațională în care vorbim și așa mai departe, și cumva eu mi-asum ceva și tu încerci să profiți de ceea ce mi-asum eu, eu pot cădea în plasa aia, pentru că intervine manipularea când mă minți, de exemplu, da? Și eu pot cădea în plasă și să merg pe chestia aia să fiu mințit. Dar la bază, mie intuiția deja mi-a spus că sunt mințit. Doar că nu știu să o ascult. Nu știu să fac diferență între intuiție și instinct. Pentru că, de exemplu, instinctul îmi zice, fugi de aici și e gălăgios, e ca ego, da? E o chestie că trebuie făcut acum, se manifestă dintr-o nevoie, trebuie să-mi satisfac o nevoie, pe când intuiția nu are nicio goarnă, nu face gălăgie, nu are o boxă cu ea, vine, zice punctual, e ceva neregulă și atât. Și punct. A plecat. Nici nu a plecat, da, e tot timpul aici, știi? Da. Nu-ți spune nimic. Și tu dacă nu știi, n-ai învățat să faci diferența între instinct și intuiție, nu o să poți să faci diferența, știi? De exemplu, instinctul strânge și vine cu o presiune în corpul fizic pe care noi o putem simți. E o presiune. Dacă știm să fim relaxați, apare ca o presiune. Pe când intuiția deschide, liberează, nu lasă nicio chestie, nicio poveste să fie. Și e simplu, adică noi chiar ne putem conecta la intuiția noastră. Foarte simplu, doar dacă înțelegem că de fapt ea se manifestă în tot ceea ce suntem noi și în corpul fizic, în mare parte. Are sens? Da, da. Da, clar. Deci iată, dragilor, că nu le știu pe toate, iată că pot fi corectat și mă bucur, pentru că în felul acesta voi da mai departe, cum să zic eu, la modul corect. Ideea e, cum ai spus și tu, în momentul ăla, cred că îmi vorbește instinctul, nu? Dacă nu mă greșesc. Instinctul meu îmi spune că în contextul respectiv, prin faptul că ei nu mă privesc în ochi, vorbele pe care le spun, ei însuși nu cred în ele, dar le spun doar ca să câștige lupta în fața urmăritorilor. În contextul ăla. Asta îmi spune mie strada, că întotdeauna omul care să nu mă... Să știi că n-am informațiile. Da, nu, îți zic complete cum am ca să pot să-ți răspund. Și da, că asta e cel mai important la mine, să-ți răspund doar în momentul în care știu sigur că e... Femeia banului. O femeie care umblă foarte mult după bani. La fel, există gesturi sau un comportament în vorbire... Există un tipar? Gesturi, există a spune un tipar. În momentul în care vrei bani, vrei bani din mai multe motive. În primul rând, de ce vrei bani? Adică care e cauza din spate, dacă e să nu uităm să o luăm la analizat? Păi vreau bani să fiu respectat. Vreau bani să fiu văzut bine, să fiu poziționat social corect. Vreau bani să nu mai sufăr. Vreau bani să nu mai fiu hărțuit, abuzat emoțional, cu ghilimele de rigoare. Vreau bani pentru a mă simți în siguranță. Sau superior. Sau superior. Da? Ei, toate chestiile astea, de fapt, mie îmi spun, dar de ce aș vrea să fiu superior? Tot de frică, apropo, că vreau să fiu superior altora, pentru că, de fapt, la bază e mândrie, numai, e, da, și e tot din nesiguranță vreau să fac asta. Să nu mai fiu un inferior cum am fost în trecut, exact, când exact, m-am umilit. Exact. Și atunci, la bază, dacă, de exemplu, ea vrea să se asigure și ea vrea bani, de fapt, vrea pe cineva să fie în viața ei care să-i asigure chestia asta, ea nu ia face chestia asta. Și atunci se folosește de asta. Relația nu e reală, e una de interes. Chiar dacă ea pe moment, să zicem, că obține acel avantaj pe care ea și-l dorește, pe termen lung chestia asta se va întoarce împotriva ei. Și ce înseamnă că se va întoarce? Persoana respectivă știe că e vorba doar despre bani, se va comporta din perspectiva asta, va cumpăra gesturile, inclusiv partea sexuală, inclusiv partea de, nu știu, de familie, inclusiv ceea ce înseamnă că familia respectivă, relația respectivă nu e reală. Atunci nu putem vorbi de conectare, ci vorbim de afecțiune, care de fapt nu e reală. Da? Și nu vorbim la propriu de iubire. Și atunci pot apărea tot felul de probleme, pentru că când nu te conectezi cu femeia aia, când ești acolo, da? E cu tot o altă poveste, știi, sunt jumătăți de măsură, e mediocritate și în parte sexuală, și în parte de relație, și în parte de discuții de calitate și așa mai departe. Și atunci, practic, trăiești în mediocritate și ceva din tine îți zice, băi, tu nu ești făcut să fii mediocru.
Și chestia începe să te frustreze. Dacă la început pare, a, am obținut ce am vrut, pe moment e tot în regulă, uite, mi-am luat mașină faină, uite ce haine am, uite ce, cum am îmbrăcat și așa mai departe, dar pe termen lung chestia asta cumva se toarce ca un bumerang asupra ta. Și corect. Te lovește foarte tare, pentru că nu suntem făcuți să fim mediocri. Nu suntem făcuți să... Adică, hai să vedem un pic. Eu am venit aici să dețin chestii care să cumva să mă facă să mă simt foarte bine, să mă facă să mă simt superior. De fapt, vreau acele chestii ca să nu mai simt inferior, să mă simt în siguranță, să deci mă mai simt nesigur. Deci tu depinzi de chestiile alea cumva. Da, pentru că aia îmi spune mie că de fapt eu nu sunt îndeajuns de bun, nu sunt întreg. Și atunci, de fapt, în loc să te uiți în tine, să vezi de fapt, măi, dar ce anume din mine zice că nu sunt întreg? Ce anume mă face, nu știu, să mănânc compulsiv? Ce anume mă face să mă bucur foarte tare la o chestie materială? Ce e acolo în spate? De fapt, ai cumva la îndemână acest instrument cu care poți lucra propriul tău comportament, să-l înțelegi cap-coadă și alegi totuși să mergi într-o altă direcție, să nu-ți exprimi potențialul, să fii mediocru, să trăiești o viață pe jumătate de măsură, să te trezești, nu știu, la 40 de ani, 35 de ani, să zici, bă, dar ce am făcut eu cu viața mea? Care-i treaba mea pe pământ? De ce am venit? Am alergat după aia, ok, le-am avut acum și acum ce fac? Da, dar să ajungi să spui întrebările astea, iar vorbim de evoluție. Să știi că viața chiar are, știe să facă viața chestia asta. Deci, indiferent de situație, nu există om care să nu ajungă să-și pună întrebările astea. Nu. Se nu, poate să amâne, să amâne momentul și chiar dacă se întâmplă în alea 5 minute, ultimele 5 minute din viață, da, se da. Întâmplă, dar să știi că sunt foarte mulți oameni care își pun întrebările astea, dar nu o să vorbească despre ele. Pentru că înseamnă cea mai clară dovadă de vulnerabilitate. Da, și dacă da. E să ne uităm, noi n-am învățat să fim tot vulnerabili. Tot din frică pleacă, iar revenim. Deci, categoric, vreau să te întreb, definește-mi și mie omul prost. Dar la cum am stat de vorbă, sigur nu ai definiție, pentru prost. Că nu există. Nu există un prost. Există doar oameni care nu-și trăiesc potențialul, care nu-și-l exprimă. Noi toți, dar nu există om care să nu simtă acest potențial imens în el. Pe oricare îl întreb și uite-te în tine un pic și zi-mi acum, tu simți asta, nu? Și îi dai voie chestia aia să fie. Ai încredere că ea poate să se exprime potențial chestia aia din tine, da? Noi toți avem asta. Dar toți nu ne uităm la chestia asta. Preferăm să ne uităm la mașina pe care o luăm sau știu eu, murile materiale. Dar la un moment dat nu avem cum să ignorăm asta. Oricât am crede noi, mai ales că trăim într-o perioadă acum în care ne dăm seama că nu mai, cum să zic, modul nostru de a trăi nu mai este pe paradigma veche de supraviețuire, totul din frică și cum era în trecut. Și e, ok, ce fac cu viața mea? Vreau să trăiesc împlinit. Ok, de ce sunt aici? Dar e faină viața. Uite, chiar, nu știu, bănesc că știi că fiecare dintre noi trăim o viață mult mai îndestulătoare comparativ cu regii de acum 200 de ani, ca idee. Logic, da. Și atunci, noi avem toate chestiile astea la îndemână și e simplu să trăiești. Dar acum, ce faci după ce constați că e simplu să trăiești? Ce urmează după, dacă ne uităm pe piramida lui Maslow? Urcăm, vrem evoluție. Vrem să ne atingem potențialul. Și chestia aia din noi, aia nu ne lasă, cum să zic, nu ai cum să-ți ignori intuiția, pentru că și atunci când ai cu capul de zid sau când ești într-o extremă comportamentală, când, nu știu, ești umilit sau când ajungem într-un punct în care cineva, să zicem, da, o situație, da, cineva face ceva pentru bani și ajungem în situația în care vrea să facă sex cu omul ăla, face sex, dar simte, mă, nu e locul meu, da, clar. Nu e fain aici și... Atunci nu se simte bine și la un moment dat, chiar dacă fuge și fuge și tot fuge în tot felul de plăceri, la un moment dat ajunge în punctul în care nu mai poate fugi de toată, de față în față cu propria persoană. Și când se uită în ochii ei și zice, ok, și acum ce am făcut cu viața mea? Apare chestia. Deci la un moment dat, da, ajunge punctul în care se trage linie. În final, vreau să te mai întreb o chestie. Noi am avut, cred că vreo 2-3 întâlniri, nu înainte. Așa este. Din cât ai vorbit cu mine, procentaj. Cât de mult am mințit sau dacă am mințit, din tot ceea ce știi tu și ai văzut că vorbesc mult sau sunt o persoană care minte? Reau un pic ce am zis puțin mai devreme. Nu, în primul rând, nu că ești cu totul acolo, deci ceea ce spui faci, pur și simplu. Chiar crezi cap coadă în toate astea și asta e un lucru minunat, de fapt. Și reau ce am zis puțin mai devreme. De tu cumva, de tine e nevoie la propriu. Pentru că ești într-o zonă în care chiar e nevoie de educație. Da, oamenii simpli din popor. Da, și ceea ce faci tu e minunat, Adi. E minunat și continuă cât poți tu de mult și nu știi, fă la fel ceea ce faci acum că e minunat, dar continuă cu asta pentru că chiar e nevoie cumva, știi? E nevoie în fiecare, ea zice treaptă, dar dacă zic treaptă poate fi înțeles ca statut social și e greșit. Nu vorbim de, că nu există, eu nu sunt superior nimănui și nimeni nu e superior altuia.
De fapt, doar emoțiile și proiecțiile din capul unora apar și construiesc această superioritate. Dar de fapt, noi nu suntem superiori unii altora, indiferent de educație, indiferent de câți bani avem, nu există așa ceva superioritate. E o minciună, e o păcăleală. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, acolo unde ești tu și acolo unde oferi tu educație, e nevoie ca să ajungi cumva ca vibrația asta sau oamenii să înceapă să-și pună aceste întrebări simple întrebări. Despre care vorbeam. Dar și... ca și defecte, zim. Mm-hmm. Zim, ca și, nu știu. A, ne întoarcem la asta. Da, nu, vreau să-mi zici unde greșesc sau unde ți se pare ție, bă, mai lucrează puțin acolo sau acolo. Pentru că, știi, mi-aș dori chestia asta, mm-hmm. ca să stau să mă gândesc, bă, ia, din, uite, un alt mm-hmm. punct de vedere, nu, mm-hmm. nu știu, zic. Ce ai schimbat tu la mine? Ce a schimbat la tine? Nimic. Că nu e treaba mea să schimb eu nimic la dar tine. Dar te întreb eu totuși. Bă, dacă adică, și... nu pot să cad în capcana asta, pentru că nu se întâmplă una ca asta, nu e normal. Fiecare pentru el. Și eu mai e și o chestie simplă, știi, că totul e perfect exact așa cum e. Chiar dacă nu pare, chiar dacă eu pare o păcăleală, dar chiar e totul perfect așa cum e. Adică tu ai experiențele tale de viață în clipa în care trebuie într-o sincronicitate perfectă pe care nu reușim să o vedem așa doar uitându-ne din emoții și din gânduri. Dacă ne dăm în spate și vedem că de fapt acum nu știu câți ani am primit o criză de viață sau am fost într-o situație nepotrivită sau cineva m-a certat, dar chestia aia m-a învățat ceva care uite, tocmai mă ajută acum. Dacă poți să vezi imaginea mare de ansamblu, să-ți vezi viața, să vezi, să te uiți la ea, să vezi că tot timpul ai fost în echipă cu tine, te-ai susținut și te-ai tras. Și de cele mai multe ori atunci când nu ai fost inconștient și când devii conștient și vezi toate lucrurile astea, îți dai seama de fapt că fiecare dintre noi e perfect în felul lui și, repet, fiecare are potențialul ăsta imens exact așa cum e. Da, deci mai pe scurt, tu îmi spui că defectele acestea eu trebuie să-mi dau seama de ele, eu sunt singur. Dar nu există, Adi, nu există defecte. Da, ești omul imparțial. Dar nu e despre asta. Nu, la propriu nu e despre asta. Adică dacă ieșim din emoții și din gânduri și vedem fiecare bucățică din viața noastră, vedem că chiar suntem niște oameni și viața e minunată și lucrurile, felul în care s-au construit toate, sunt perfecte exact așa cum e. Așa, da, da, uh-huh. sunt corect, dar uite, sunt și mari filozofi, uite, nu mai știu cine a spus, dar asta am reținut-o. Cel care nu pedepsește nedreptatea, poruncește uh-huh. să fie. Sau, și ce îmi spui mie acum? Einstein, nu? Cum a zis? Nu știu care a spus, dar îți spun altceva. Ceea ce îmi spui tu mie nu este spus din iubire, este spus din rațiune. Pentru că Hawkins, în scala conștiinței, David R. Hawkins, arată foarte clar că rațiunea poate ajunge la 400 din punct de vedere vibrație pe scala conștiinței, care la 400 au fost Einstein, Newton și alți gânditori, dacă vrei. Tot Einstein. Dar după 400 mai există niște puncte în care odată ce accepți tot și înțelegi modul în care fluctuează toată viața asta, ieși din povestea asta clar și în momentul în care ieși din povestea asta, îți dai seama că mai e ceva după gândirea dusă la statutul de artă. Da, totuși sunt nume, uite, și Einstein a zis că lumea va ajunge la să se autodistrugă nu din cauza celor răi, ci din cauza celor care nu se implică. Adică regăsim la niște nume mari, niște mm-hmm. chestii. Eu nu știu citatul ăsta și sunt sigur că are și alte citate care cumva sunt se în altă direcție. Da. Depinde de starea în care se află atunci. Exact. Eu aș zice că, uite, referitor la ce ai spus, lumea a crescut și e în deplină desfășurare și în deplină dezvoltare. Eu nu văd partea negativă deloc în ceea ce se întâmplă. Că a apărut un război, probabil că zona aceea respectivă trebuia cumva să nu mai existe acea formă. Deci e un capăt. Adică, cum să zic, e atât de multă frustrare și atât de multe probleme acolo în care cineva trebuie să oprească toată povestea asta. Da, dar în momentul în care nu mai există modele și exemple pozitive care să, uh-huh. să promoveze acele principii cât de cât sănătoase, tinerii vor crește în mediul acesta și vom deveni din ce în ce mai răi. Eu asta o pot spune te contrazic, și o pot simți. Te contrazic. Un minut. Pentru că, de fapt, știi, noi nu putem cuprinde întreaga lume. Oricât am vrea noi și am fi de deschis și de am citit foarte multe știri, eu pot cuprinde doar propria mea realitate. Iar propria mea realitate, dacă mă uit la ea așa cum e, dacă e plină de iubire, pot vedea doar iubirea. Dacă e plină de frică, văd doar partea aia. Deci uite, depinde de perspectiva intră noastră. Pe TikTok o lună de zile, mm-hmm. uite-te des și pe urmă facem episodul 2. Mersi din suflet, Florin, te aștept și la episodul 2, sper să ai mm-hmm. timp să vii. Oameni frumoși, cam atât pentru astăzi. Abonați-vă, dați subscribe, scrieți pe YouTube Realități cu Niculescu. Vă pup, numai bine!